Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați venit la Pasul la Offside, emisiunea care are invitat în această seară un om de afaceri, George Negoițescu. Bună, George, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara. Specificăm din capul locului, această emisiune nu are darul de a promova un om pentru o anumită structură. Am fost rugat să fac acest lucru pentru că sunt destule speculații pe piață în acest moment cu petrolul, cu venitul oamenilor de afaceri, cu susținere, cu dragoste, cu dragoste mai puțin, dar în sfârșit aș vrea să se știe că nu acesta este scopul emisiunii, de altfel vă veți și convinge despre acest lucru, câtă vreme vom vorbi despre tot spectrul sportului prahovean și începem, pentru că așa este normal, cu o întrebare pe care dumneavoastră sunt convins că ați formula-o dacă ați fi în locul meu. George, mai investești în sport? Mai pui bani undeva la sport? În ultima perioadă am fost mai aproape de fenomenul basket. Mingea la coș. Da, băiatul tău e acolo. Da, și din... E păcat de Dumnezeu. Dar și îmi place, că am văzut da, că... Da, și din această situație, dar recunosc că am avut destul de mari dezamăgirile legate de fotbal. Da. Care tot rămâne prima dragoste a mea în sport. Și dacă va mai fi să mai fie vreodată, s-ar mai orienta sume de bani și către fotbal? În alte condiții. Alte condiții care sunt legate de legislație? Sau de alte condiții economie, de legislație, de tot. A, adică nu în foarte scurtă vreme, ca să... Nu. Stăm nu. Să ne... Nu. Că nu se poate schimba nimic economia, peste noapte. Economia este clar că cel puțin optimist fiind 5 ani de zile nu se va îndrepta. Optimist. E ca să știm și noi pe ce scaune stăm, nu de alta, dar dacă se ajungem eu vă dau la un vârsta sfat, asta, vă rog. Eu vă dau un sfat, țineți scaunele pe care le aveți. Așa cum sunt. Mamă. Ați înțeles, stimați telespectatori? Un om de afaceri vorbește, adică nu vorbim cu oricine, vorbim cu un om care știe despre ce este vorba și cum se mănâncă această mâncare de pește. Să ținem scaunele care sunt, aceia care încă mai au scaune. Hai să vorbim cu de petrolul prima dată, pentru că o luăm așa pe o treaptă ierarhică. Care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă acum la petrol? Sincer vă spun cu mare tristețe, pentru că de câteva zeci de ani de zile petrolul n-a mai avut performanțele care sunt în momentul de față și echipa care este în momentul de față mă întristează foarte tare. Dar de ce, mai frate? De ce? De ce mă întristează sau de ce se întâmplă chestia asta? 1 și 2. De ce se întâmplă chestia asta prima dată? De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că asta este societatea românească în momentul ăsta. Bun, și întristarea personală de unde vine? Întristarea personală vine de la faptul că mi-aș fi dorit ca petrolul anul ăsta să meargă până la capăt, să se bată la campionat, să se califice din nou în cupele europene, să atragă la fel de mulți spectatori, oamenii să fie la fel de uniți cum au fost anul trecut, de exemplu, sau acum 2 ani. Multe. Observ așa un pesimism în voce. Chiar nu s-ar poate întâmpla nimic pozitiv? În momentul ăsta cred că nu. În primul rând că nu este dat o sentință vis-a-vis de patronul echipei. Eu îmi doresc ca să nu li se întâmple nimic, să nu fie nimic adevărat din ceea ce se discută. Dar dacă câtuși de puțin este adevărat, soluții pentru petrolul nu există. Nu există. Din nefericire nu. Păi cum că, uite, mulți oameni, galeriile, reunite, disipate, despărțite, spun că există oameni care vor să vină la Ploiești. Dacă există oameni care vor să vină la Ploiești și în momentul ăsta, cred că ar trebui să depună o garanție de undeva la nivel de 15 milioane de euro, petrolul poate merge mai departe. Deci nu ar exista oamenii ăștia? Mă îndoiesc. Deci eu mă învârt în cercul de afaceri de 20 de ani a oamenilor plăiește, nu la nivel național. Da? Nu se află astfel de oameni. Cred că unul sau doi care n-au nicio gând să investească în fotbal. Nicio afinitate pentru sport în general sau pentru fotbal în special? Pentru fotbal în special. Da, asta este o veste tristă, pentru că
Ah, vorbim de Prahova. Ok. Poate, da, nu, de Prahova. Poate vine cineva de afară. Poate vine cineva. Am înțeles că există variante de un om arab, un altcineva, un investitor din țările vestice, din Germania, Italia, Spania, cu toate că, cu toate că și discutam înainte de emisiune, da, de nivelul sportului și din Europa, sunt câteva echipe care o duc foarte bine la nivel european. European, restul sunt Dumnezeu cu mila, da, sau se zbat acolo într-un anonimat al campionatului. Eu vă spun că sunt jucători și mă refer acum că sunt mai aproape de fenomenul basket, care au venit la noi, jucători care ne povestesc ce se întâmplă și în Grecia, în Turcia, în Spania. Da, da, da. Da, sunt jucători care nu sunt plătiți cu 5 luni, 7 luni. Adică jucători care au jucat pe 700.000, 1.000.000 de euro afară, o să vină dată, într-un an, da, nu, într-un an, să vină la tine să joace pe câteva zeci de mii, te întreb de ce. Te întreb și îi spun, prefer să vin aici unde se plătește sigur, sigur, da, decât să mă duc acolo unde n-am luat banii de 7 luni. Da. Este într-adevăr o tristețe, dar eu acum stau să te întreb, un management corect, un management transparent nu este posibil? În fenomenul fotbal din momentul ăsta la nivel național, nu. Da. Știi că mie nu-mi place să mă uit în ograda altuia. Nici nu e corect, nici nu e moral. Dar stai să te gândești la un moment dat, cât ar trebui să mai câștige Steaua campionatul cu managementul ăla care, pe care îl știm cu toții că există și din spatele gratiilor? Nu, cum se face treaba asta? Vă spun eu cum. La Steaua a fost o conjunctură foarte bună cu acele calificări în Liga Campionilor, cu niște venituri rezonabil de mari, da? Cu Gigi Becali care nu s-a uitat la 2 sau 3 sau 5, maxim 10 milioane de euro cât ai investit. Da, maxim. Eu spun că în ultimii 5 ani de zile Gigi Becali n-a investit mai mult de 10 milioane de euro. În toți anii? În toți anii. Da, în toți anii. Nu pe an. În toți anii. Pentru că a lăsat liber televiziunile astea, adică banii aia au intrat. Adică 2 milioane jumate numai din televiziune la locul întâi. Eu vă spun 3 milioane și. 3 milioane. Da, eu vă spun că Gigi Becali este în momentul de față singurul care a câștigat din fotbal. Cum adică l-a câștigat cu o poză din fotbal? Nu. Nu, cu o poză. Bun, în sfârșit, nu ne interesează asta. Dar, totuși, Steaua merge. Și merge și vinde. Da, și da, vinde. Pentru că la acei bani pe care îi are, își poate permite să cumpere jucătorii de vârf români, în special români, de vârf din momentul de față, din campionatul românesc, și o mai duce încă un an și se califică în Liga Campionilor, are acel coeficient bun de se duce în play-off-ul Ligii Campionilor, intră în grupe, câștigă niște bănuți mai mulți și tot așa. Este un cerc cerc vicios, dar e un cerc vicios spre bine. Da, bun, spre bun. Favorabil pentru Steaua. Favorabil pentru Steaua. Cum de altfel a fost la un moment dat pentru CFR Cluj. Da, ați observat că CFR Cluj în momentul în care a câștigat campionatul, s-a calificat în Liga Campionilor, a dus-o foarte bine și în următorul an și în următorul an. Când nu s-a mai calificat? Și după aia când a început să vândă perfect. Adică și au vândut jucători, da, jucători pe sume foarte bune. Da. Și totuși îmi doream să ajungă Petrolul. Petrolul avea nevoie de un an de zile sau de 2 ani de zile de calificare în Liga Campionilor și anul următor, anul care vine, ar fi fost o conjunctură favorabilă pentru că se califică 2 în Liga Campionilor. Suntem pe locul 15. Avem posibilitatea să calificăm 2 în Liga Campionilor. Erau niște bani mai mulți. La Petrolul un 3 milioane venit din Liga Campionilor ar fi fost o sumă extraordinar de bună. Și asta nu este o perspectivă care atrage? Care ar putea să atragă? Adică Ionescu de la Turnul Severin ar putea să vină să investească la Petrolul niște bani, pentru că el are bani și el nu are perspectiva ta. El nu știe că Petrolul poate fi un brand de succes. El nu știe că la vară Petrolul poate să impună. El nu știe că Petrolul e aproape calificat, aici, că s-ar putea califica în semifinalele Cupei României și iară să joace cu siguranță. Vedeți, oamenii de afaceri nu gândesc cu s-ar putea. Sunt de acord cu tine. Vă dau un exemplu. Vă întreb un lucru. Da. De ce să investesc eu
dacă i-aș avea, nu i-am. Dar de ce, de ce aș investi eu 10 milioane de euro la petrolul, da? Că s-ar putea să mă calific la anul în Liga Campionilor să iau 3 milioane și să mă duc următorul an în Liga Campionilor să iau 5 milioane, da? Deci în 2 milioane să-mi amortizez o mare parte, în 3 ani de zile să-mi amortizez o mare parte din investiții, când acei 10 milioane pot sta în cel mai nefericit caz la bancă și să trăiesc cu o dobândă liniștită și să nu mă înjure nimeni, să nu, pentru că mai este și acolo o mare problemă. Da. Și de fapt asta este cu o mare ce se întâmplă la noi, la Ploiești aici? Nu neapărat numai la noi. Eu spun că la noi, la Ploiești, este ca nicăieri. Posibil să fie adevărat. Eu vă spun că și în alte locuri este la, la fel. Și la Craiova este la fel. Craiova în momentul ăsta este pe val. Primele 2 meciuri, 3 meciuri care le pierd, da? O să vedeți ce se întâmplă. Nu mai recunosc. Mie joi am înțeles că joacă în semifinală cu Steaua. Steaua, cu Steaua. S-au vândut toate biletele, stadionul plin, spectacol, pentru că este dacă ultimul meci pe Oblemenco. Da? Da? Se va cânta Craiova Eterna Terra Nova, mm-hmm, și așa. Cu campioana unei mari. Exact. Da? Dacă va pierde cu Steaua, nu va mai fi aceeași Universitatea Craiova cu începe așa, cu CSU, da, exact, cu Craiolguța și cu tot așa. Asta, asta auzi, este, da, vezi, asta este românul. Aia, dar dacă bate... Merge mai departe, până la următorul pas. Pentru că asta se întâmplă la noi. Sabia lui Damocles, haideți să gândim logic. Când în ultimii 30 de ani Petrol a mai avut performanțele astea? Niciodată. 30 de ani? Da. Niciodată. Niciodată. Da. A mai poate câștigat la... atunci cupa, care a câștigat-o și acum. Dar asta și... în permanență, pe locurile 2, 3, a te bate la titlu. Da, a fi neînvins 800 de minute. Exact, da. Toate meciurile de afară nepierdute. Da. Nu le-am mai avut, nu? O mare parte din spectatori sunt sub vârsta de 35 de ani, 40 de ani sau pe acolo. Da, deci ei nu cunosc performanțele anterioare. În Mircea Dridea sau când am jucat cu Liverpool și, da, nici măcar eu nu pot să spun că le mai țin minte foarte bine. Corect. Da? Și vedeți atmosfera creată de foarte multe ori, de foarte multe ori la adresa conducerii, la adresa... Este drept? Da? Nu. Eu vă spun că nu. Din punct de vedere și al celui care iubește petrolul și o spun de fiecare adică dată. Adică necondiționat? Da. Să-mi demonstreze cineva că iubește petrolul mai mult ca mine. Corect. Da? Să-mi demonstreze. Corect. Da? Dacă poate să o facă. Dacă poate să o facă. Da. Eu spun că iubesc petrolul cât se, poate iubi, da, cât se poate iubi o echipă de fotbal. Am înțeles. Te duci, îți cumperi bilet la meci, vii, încurajezi, da, te duci după ei de plasare. I-am ajutat când am avut nevoie. Exact. Da, deci... nu poate să mă acuze cineva că nu iubesc petrolul. Da? Nu, dar și ei pot să zică, și bă, și noi ne ducem la fiecare meci al petrolului, colindăm țara în lung, okay, și în lat. Eu niciodată nu i-am creat prejudiciul petrolului și imaginii petrolului. Hopa. Clubului petrolului și imaginii petrolului. Da? Bun. Eu sunt de foarte multe ori alături de... Eu am fost acuzat pe vremea lui Liviu. Luca, da? Da. Am fost acuzat de Florin, de Luca, că susțin galeria să-i înjure pe ei. Până am avut discuții în față și le-am explicat că chestia asta nu o să o fac niciodată. I-am ajutat, îi ajut pe cei de la galerie. Cu cei? Cu un banner? Cu alea? Cu nu, bani? Pe, cu... pe mine, da. Cu... Adică investind niște bani pentru galerie, bănuiesc. M-au rugat să-i ajut pentru o deplasare sau pentru temir ce, pentru un spectacol, pentru... Da? Dar... nu sunt de acord cu ei. Nu sunt de acord cu ei. Și n-am fost niciodată de acord cu ei cu atitudinea vis-a-vis de conducere. Dom'le, ai un conflict cu conducerea? Ok, perfect. Eu sunt cel care încerc să totdeauna să mediez aceste conflicte. Apropie-te și discută. Până nu discuți... Cum? 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 Pe cine să facă patul? Că pasul parcă-s doi catări. Da, dar și ca să aduci prejudiciu că... De fiecare dată, eu mai discut cu sponsorul, mai cu unul dintre... Cu cei care, șefii, unul dintre cei, da, care conduc galeria. Și le-am spus de nu știu câte ori. Nu este în regulă. Pentru că acei bani pe care îi plătesc la Liga Profesionistă de Fotbal, amenzi și... Vezi, doamne, vrând, da? Să-l sărăcească pe caplă, automat se răsfrâng
Împotriva clubului. Echipei, nu în clubului, a echipei. În fiecare zi dai cât foc la cât un rând de echipament sau la cât un vestiar sau la cât... Pentru că dacă Capra avea 700 de milioane în cont și a trebuit să-i plătească la amenzi, este clar că acei 700 n-au mai fost folosiți pentru altceva. Da. Nu știu pentru ce. Pentru oricum un salariu pentru sau pentru... Acasă. Nu, oricum nu clar. Pentru a-i duce acasă. Da. Dacă era un conturile clubului sau... Da, se poate vorbi la nesfârșit despre treaba asta, mai ales pentru că este un curent pro și un curent contra în Ploiești vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Știți, eu acest curent pro și contra vis-a-vis de conducere, că este vis-a-vis de conducere, nu vis-a-vis de echipă. Corect. Este clar că a fost... este o discuție relativă. Adică? Cine mai vine să dea bani la Petrol? Okay, a, știindu-se... Nu, dar a venit acest Walter. Că eu cu Walter știu că da. S-a purtat discuțiile. A venit acest Walter. L-a lăsat pe Capră. Prieteni între ei. Prieteni. Atunci. Am înțeles că și rude, dacă nu mă înșel. Au surori, soțiile sunt... Da. Surori sau verișoare, nu știu Ok. Ce. În fine, nici nu mă interesează. Nu vedeți că nu vine nimeni? Nu vine nimeni. Nu mai vine nimeni alături de sport. Nu mai vine nimeni alături de fotbal. Nu mai vine nimeni. Sunt echipele care sunt susținute de consilii locale, primării. Oameni de business nu mai vin. Băi, George, spune-mi, dacă vine să vorbea de ăla, din Irak, din Arabia, din nu știu ce, păi dacă eu vine cred că, ăla... Eu vă spun că sunt povești. Bă, în sfârșit, vine ăla, vine ăla, vine Messi ăla. Spune-mi și mie, ăla ce-i mai strigă? Ăla pricepe ceva din ce-i strigă ăla? Da, pricepe. Ce? Pentru că și bine, ăla... percepe, ok, pricepe. Dar ăla ce-i mai strigă că ce? Pentru că se va întâmpla același lucru care s-a întâmplat și acum. Nimeni nu vine să crească jucători și să-i țină acolo, să, că dacă ar fi după modul în care gândesc unii dintre spectatori, și nu mă refer la galerie, mă refer la o mare parte din, o parte din spectatori, ar fi trebuit în momentul ăsta ca Petrolul să aibă un lot de vreo 200 de jucători. Corect. Da? Că nu trebuia vândut nimeni, ăla, dar nu știe nimeni că Hamza nu mai vrea să mai joace, că nu mai avea loc. Că este adevărat, unde să joci? Că era și Albin, era și Mutu, era și Bochila, erau jucători mulți, da? Da. De valoare apropiată, iar forma de moment îl califica pe Bochila să joace. Atențiune, da? Nici nu joacă, nici în Bulgaria nu joacă. Hamza. Am înțeles că în ultima perioadă, în prima parte a jucat. Prima parte a jucat, dar golul nu mai joacă. Drept dovadă, nu joacă nici Buchila, nu joacă nici Grozav, nu joacă nici Hamza, nu joacă nici Benga, nu joacă nimeni pe... Hopa! Da? Singurul care mai joacă este ăsta, care a plecat în Israel, Hoban. Nu știu, sincer n-am urmărit. Da, sincer n-am urmărit... Meci de meci. Da, n-am urmărit la Hoban. Am înțeles că nici Budjeman nu joacă în Liga 2 sau a 3. Nu, în prima ligă a fost în Cehia, a jucat, eu am vorbit cu el. Eu am vorbit la Pâljen cu el. Ești mulțumit, sunt mulțumit, joci, nu. Mai joc. Mai joc, da. Deci... Dar avea salariu mare. El de-aia a plecat, să știi. Budjeman mi-a spus. Am plecat pentru că am avut nevoie de bani mai mulți. Da, am probleme acasă și am nevoie de bani mai mult. Dar vreau să vă întreb în momentul de față. Ce să-i faci, echipă, nu, dacă vrea ce să echipă din România? Nu, dar ce echipă din România, da, plătește la nivelul Petrolului? Niciuna. Da? Și au salarii mai mari decât jucătorii de la Petrol. Și salariile la zi. Cum de altfel am înțeles că sunt cei de la Petrol. Acum da. Deci sunt salariile plătite inclusiv luna noiembrie. Da. Nu s-a mai pomenit. Dar acum haideți să fim cinstiți. Petrolul e acolo unde trebuie. Locul 2-3, ăsta este locul Petrolului. Corect. Pentru că Steaua cu puțină puțin atenție vă spun. Era și mai sus. Și cu un lucru pe care eu l-am spus de fiecare dată celor de la conducerea echipei, aveau nevoie de o persoană influentă la nivelul federației, la nivelul ligii. Bine că l-ai spus și tu. Că l-a spus multă lume. Da. Dar eu nu o să înțeleg niciodată care a fost rațiunea pentru care nu s-a optat pentru o astfel de persoană. Nu știu. Da, numai ce mai contează? Și eu vă spun am zis că au tras de Chivu să vină și ca și președinte. Nu însemna nimic. Nu, dar nu însemna nimic Chivu.
Nu înseamnă. Ce însemna Chivu? Păi erau acolo. Un jucător? O persoană. Care... Nu. Eu vă spun că trebuia o persoană și noi avem o persoană foarte influentă la nivel de ligă și de federație în Ploiești. Ce, Naval? Da. Cu ce te deranja? Cu ce te deranja? Dar crezi că s-ar fi gândit vreo secundă? Nu știu. Nici n-am... Eu spun ce gândesc eu. Eu de fiecare dată am spus ceea ce gândesc. Fost deci vice spun că... fere la ligă, na? Da. Erau foarte puțini care puteau să-l combată pe Navare. Da, avea omul și prezență, și în fază, și discuție, și tot ce... Și regulament, și orice. Și orice. E, uite, o să-l invit asupra... în emisiune și o să-l întreb. Da, și o influență asupra arbitrilor și a... Noi... Care dacă nici asta nu mai contează, nu mai contează nimic. Ai văzut ce se întâmplă. Etapă de etapă, meci de meci, n-am văzut niciodată dacă nu sunt niște direcții făcute. Eu vă spun că singurul meci pe care Petrolul l-a jucat în ultimele 10 meciuri și nu au fost dezavantajați pe față. Pe față a fost cel de asta cu Dinamo. Cu Dinamo. Și atenție, cu Cristi, da, cu Balaș. Da, da. Care pe unde ne-a prins, ne-a articulat de fiecare dată. Asta a fost. S-o fi întâmplat. Nu, dar vă spun eu, nu mai sunt influențe nici la Dinamo. Cine? Nea Costică, Panghelache și cu Negoiță? Nu mai sunt. Da, ei mai mult fac implozie la clubul, exact. Ăla explozie. Da. Bun. Da, vreau să vă întreb altceva. Dacă ar fi venit un investitor ca Negoiță și ducea clubul în insolvență și se întâmpla ce se întâmplă acum la Dinamo? Cu jucători de 1000 de euro. Că dădea foc la casă sau cum? Ce era? Adică de la renumitele injurii. Și știți că au fost discuții avansate cu frații Negoiță. Da, ca să preia Petrol. Prahovenii noștri, da, cu da, aia, cu aia. Da. Prahovenii noștri nu au venit. Rămânând o secundă pe tema asta, crezi că s-au ars niște etape inutil pentru a să ajunge așa de repede spre vârful piramidei? Aici la Petrol? Nu. Trebuiau făcute mai așezat lucrurile? Nu. Dar? Eu cred că totul s-a mers normal. S-a mers normal. Și repede. S-a mers normal. Și bine. Și bine. Excluzând faptele ce le-au făcut sau de ce sunt acuzați cei din conducerea clubului. Că am înțeles că nu prejudiciu este creat de club. Nu. Este altceva din afară. Este vorba de bani folosiți pro club sau ceva de genul ăsta. Auzeam o discuție la sfârșitul săptămânii prin care este cel cu care vorbeam, care este tot așa o persoană destul de influentă, spunea, zice, bă, dar până la urmă eu n-am înțeles un lucru. Ăia că au făcut grup organizat, au făcut ce au făcut, au furat, ori fi furat, nu ori fi furat, spunea el. Bă, dar banii ăștia trăgea și vă că îi băga și la echipă și la Petrolul. Și eu i-am spus, bă, dar tu de unde știi treaba asta? Că parcă l-am simțit că s-a scăpat cu treaba asta. De unde știi treaba asta? Că uite, toată lumea în oraș, galeria, toată lumea spune că ăștia fură de la Petrolul. Că nu bagă bani. Dar până la urmă, de unde sunt banii aia pentru a alimenta conturile ligii profesioniste ale Federației Române, ale comisiilor, ale stadionului, care am înțeles că 17.500 de euro costă organizarea unui meci pe Ilie Oana? George? Nu știu. George? Nu știu. Ce sumă e asta? Chiar nu știu. Bă, dar ce sumă e? Păi puteai să-ți permiți vreodată să organizezi un meci 17.500 de euro? Nu, către SGU? Este într-adevăr o sumă mare, dar nu... Credeți-mă că nu numai suma contează, ci faptul de negocieri. Nu știu ce au negociat, poate au negociat și spațiile, poate... Nu, habar n-am. Nu, chiar nu vreau să dezvolt subiectul că este un subiect pentru... la care trebuie să răspundă altcineva. Da? Că... Păi, dar pe oricine întreb, pe tine te întreb și zici la nivel declarativ, așa cred, poți să zici așa cred, sau nu știu ce. Pe oricine întreb la vârf cum ar veni, astfel e clar că eschivează din toate puterile. Dar să știți că la fel plătește și Dinamo la CS Dinamo. 17.500? 15.000 de euro. Păi, dar nu se poate, mi se pare ireal, inuman. Am vorbit cu cei de la Dinamo Zagreb, cu președinte, cu contestați, mamă, de tot oraș. Ce era acolo? Era zăpăcea la... Aia sunt... Au fost în stare să rupă, să cumpere 600 de bilete, atențiune, câte puteau intra aici, câți oameni... Să le rupă să nu vină aia la meci. Asta este în sfârșit. Adică demență în formă continuată. Și spuneau respectivii
că la ei 6.000 de euro plătesc către municipalitate pentru stadionul. Păi, unei 6 și unei 18. Încă o dată vă repet, nu pot să mă pronunț până nu știi nu exact despre ce este vorba. V-am spus, există posibilitatea ca cei 16.000 sau 17.000 să nu fie nimic. Să nu fie nimic. Există posibilitatea, că am văzut pe spate că scrie Consiliul Local Ploiești. Da. Există posibilitatea să se întoarcă ca sponsorizare sau nu știu, habar n-am. Am înțeles. Da. A, deci să fie ceva. Nu vreau să, încă o dată vă repet, neștiind, este foarte ușor să acuzi. Am înțeles. Da, pe cineva. Nu, eu am auzit în ultima perioadă care e suma și am zis da, că... este adevărat că este o sumă mare, dar încă o dată vă repet, depinde de conjunctură, depinde în ce situație este folosită această sumă. Da? Nu știm. Nu se știe. Da. S-o fi greșit undeva până la urmă? Eu cred că greșeala s-a făcut în momentul în care s-a preluat la primărie numele Patrimoniu, uh-huh. Patrimoniu Palmaresu, nu, la Palmaresu și nu și locul. Cred că o negociere mai dură cu Walter atunci parcă a uh-huh. venit, ar fi trebuit să se ia și locul de Liga I. Pentru că în momentul de față echipa se poate desfința. Cu o lipsă a finanțării din partea patronatului, da, se poate desfința. Primăria va rămâne cu numele FC Petrolul. Așa cum s-a dorit. Așa cum s-a dorit și cu Palmaresul. Da, așa cum s-a dorit și este normal. Da. Eu cred că nimeni nu poate să dețină acest brand, nume și corect, palmares. Corect, nimeni. Corect. Trebuie să-l dețină municipalitate. Sunt de acord. Da? Trebuia și locul. Locul de prim eșalon. De prim eșalon, de eșalonul 2. Unde s-ar afla echipa în momentul desființării sau în momentul retragerii finanțării? Păi, George, ce se poate întâmpla conform regulamentelor? Eu știu că tu ești un apropiat și al regulamentelor, da, și știi foarte bine. În momentul în care Petrolul se retrage, nu mai poate continua, pur și simplu. Pierde jucătorii, da, ai fără, indubitabil, da? Da. Rămâne fără jucători, va juca cu jucătorii de la centru. Da, va plăti o penalitate destul de mare pentru primirea drepturilor de televizare, pentru că banii se primesc. Păi, stai puțin, duce până la sfârșit, joacă cu ea de la centru, de 18 ani. Duce competiția până la sfârșit, dar ăsta nu retrogradează. Ba da, poate să retrogradeze. Păi are 32 puncte, ce să mai retrogradeze? Cu 35? Ba acum mai bag 10, păi chiar și n-a face 33. Nu uitați că retrogradează 6. Bună și asta. Da. Ok, bun, și, nu, că și nu cade. Și nu cade. Bun. Și nu cade. Da, și nu cade. Și la anul ce poate să facă? Se cine? Poate înscrie Petrolul? Nu. Pentru că locul este deținut de actualii acționari, care nu pot vinde în momentul ăsta. Nu pot sau nu vor? Nu pot. De ce? Pentru că este... se pune sechestrul asigurator pe toate bunurile acționarilor, celor inculpaților. Așa. Sper să nu fie inculpați. Așa. Să fie decât... Și să le dea drumul. Să le dea drumul. Astăzi este... Da, eu sper să le dea drumul. Cu oamenii ăștia nu am avut niciodată un cuvânt... Un clinci. Mă rău, nu, chiar okay. Așa. Bun, admițind că nu se va întâmpla acest lucru. Da, se face sechestrul asigurator pe toate bunurile până la acoperirea întregului prejudiciu. Care este de? Au spus ei acum 15.400.000 sau 17, unii 15, alții 17. Stai puțin, tu vorbești de prejudiciu la grupul infracțional? Da. Da, tot. Nu se poate face o societate să plătească 3 lei, alta 5 și alta 15 milioane. Nu, pentru că se pun pe bunurile deținute de acele persoane. Tot. Iar petrolul este, acțiunile petrolului sunt deținute de aceste persoane. Cineva își mai face iluzii că am înțeles că în dosar prejudiciu creat de Clubul Petrolul sau cu Clubul Petrolul sau nu știu cum este așa, ar fi de 400.000 de euro. O sumă mm-hmm. care se poate oricând plăti. Pune la loc. Da, plăti de la, din drepturile de TV care vin în ianuarie sau nu știu, dacă au primit banii de la UEFA, că mm-hmm. mai sunt niște bani de primit de la UEFA.
Sechestrul asigurator se pune pe toate bunurile deținute de cei inculpați până la acoperirea întregului prejudiciu. De 15.400. Nu știu. 15.400, așa este. Da. Pauză de publicitate și revenim, stimați spectatori. Radiologie dentară Marafca Dental. Siguranță și performanță maximă cu doze mici de radiații reduse. Tomografie 3D. Teleradiografie. Bite Wing. Vă așteptăm în centrele noastre din Ploiești, zona Catedrală, Bulevardul Republicii, colțul Elena Doamna sau strada Ștefan Greceanu, zona Covici-Calți. Pentru tot ce te înconjoară. No. Revenim, stimații telespectatori. Suntem cu George Negoițescu, om de afaceri. Am vorbit despre soarta a ceea ce s-a întâmplat cu petrolul. Eu spun că e o discuție a fost o discuție interesantă, o discuție destul de amplă, o discuție din care am aflat că nimic nu se poate face în acest moment până când cei inculpați sau dovediți a fi inculpați până la sfârșit, în momentul de față n-au decât... Sau dovediți nevinovați. Dovediți nevinovați vor acoperi întregul prejudiciu cifrat, așa cum spuneau cei din procuratură, la suma de 15.400.000 de euro. Este o sumă, mi-e frică să și pronunț de fiecare dată astfel de cifre, dar asta este. Dar unde ar fi banii ăștia? Adică nu, dacă s-o da înapoi. Nu știu, dar poate scot băieții înapoi banii. Nu știu și cum. Nu mă interesează și nici nu știu dacă este acest prejudiciu. Poate că nici nu există și poate că atunci când... Da, în sfârșit, nu știu. Da. Petrolul greu, cum spune George Negoițescu, petrolul greu pentru acest an și para a fi din ce în ce mai plauzibile reacțiile pe care se percep pe diverse canale, cum că jucătorii deja își caută impresarii, deja doresc să plece, deja au altfel de gânduri pentru returul de campionat. Stau să mă întreb ce se va întâmpla dacă va câștiga la Târgu Mureș și echipa joi și Petrolul se va califica și în semifinalele cupei, va rămâne și la locul 3 sau 2 după ultima etapă pe care Petrolul o joacă luni cu Concordia Chiajna luni seară, va fi la locul 2 sau 3 și să mor așa, dam picioarele, adică să mor, să fi pălit pur și simplu și să nu pot să mai continue. Da, eu cred că jucătorii ar trebui să-și vadă de joc, să-și vadă de treabă. Și-au văzut cu Dinamo și-au văzut. Pentru că sunt plătiți. A, și la zi? Sunt plătiți, iar ei ar trebui să-și ducă contractele mai departe, așa cum... S-ar admite, deci tu dacă ai avea pe Vlad, fotbalist la Petrol, tu l-ai sfătuit să-și vadă de treabă? Bineînțeles. Păi dacă și-a primit toate drepturile, de ce să nu-și vadă de treabă? Nu știu, mie mi se pare normal să fie exact cum zici tu. Da, mai întreb și eu. Pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, da, ei automat devin jucători liberi. Unde este
Unde e problema? Problema. Deci e foarte... Dar există posibilitatea ca să fie plătiți în continuare. Pentru că acest sechestru asigurator se poate pune pe veniturile Clubului Petrolul, mai puțin pe plata salariilor. Corect. Da? Deci plata salariilor se poate face. Legislația în vigoare îți dă voie să faci plata salariilor. Păi, George, dar când pe noi ne-a dat afară și când s-a închis telegraful de Prahova cu dosarul ăla, cu Petrom Service, bă, nu, de ce nu ne mai da banii, mă, frate? Pentru că acolo... Hai că ducem discuția în planul 2, dar o ducem, că n-am ce să fac. Bă, nu mi-am luat 7 salarii. 7 salarii! 200 de oameni! Aia s-a putut, aia, nu? E corect? E moral? Nu, eu vă spun că nu s-a vrut plata salariilor. Aia nu s-a vrut. Nu s-a vrut plata salariilor. Că și acum ei ar putea să plătească salariile dacă au bani în cont, chiar dacă sunt blocați. Nu, nu mai sunt. Și dispărute firmele. Nu, eu spun la Petrolul. La Petrolul. Dacă vin drepturile de televizare, de exemplu, de 1 milion, banii aceia sunt blocați în cont. Uh-huh. Da? Nu sunt, nici măcar nu sunt luați. Nu ia nimeni. Îi blochează în cont. N-ai voie să te atingi de ei. Mai puțin plata salariilor. Care aia să face. Care aia să face. Jucătorilor le e frică cu chestii, știi cu ce le e frică? Cu obiectivele, cu alea de obiectiv, cu... Acolo sunt cașcavalul, acolo e cașcavalul gros. Nu la salarii. Salariile cât de cât sunt ok. 7, 8, 10, 11, cât or fi acolo. Dar când or veni alea cu 50.000, 70.000, dacă ești pe locul 2... Dar nu este drept că dacă ai beneficiat de serviciile acestui club... Să-l ajuți și tu când... într-un moment de greu. Adică ne gândim numai la noi. Da, să sperăm că se mai uită la emisiune. Eu știu că sunt mulți jucători de la Petrolul care urmăresc emisiunea. Să sperăm că urmăresc și ei și că văd și un alt punct de vedere neindus, nediscutat, ne... Așa gândesc oameni care au băgat bani în sport și care știu despre ce este vorba. Depășim subiectul Petrolului și ajungem încă pe vremuri. Ați prevăzut vreodată ascensiunea asta a Boldeștiului? Uite, Boldeștiul este cu un picior în divizia C. Da, dar n-a mai fost. Ba da, sigur că da. A căzut și iară, uite, urcă. A fost la un pas de divizia B. B, știu. Da, este ok. E un ciclu... Este ok. Dar eu vă spun că în momentul ăsta un management bun duce o echipă în divizia B fără nicio problemă. Cu jucători numai de aici, din Prahova. Da? Da. B. Divizia B, liniștit. Pentru că este fotbalul slab la nivelul acelui eșalon sau pentru că sunt jucătorii buni în Prahova? Nu, o combinată. Noi avem jucători cu calitate, da? Dar în momentul ăsta fotbalul este foarte, foarte slab. Slab. Mai urmărești meciuri la nivelul ăsta, George? Am mai fost la Liga 4, la Liga 3. A treia nu, că nu mai am luat, am fost cât a fost competul. Da. Am mai fost la meciuri la compet. La Liga 4 am mai merg, la Boldești am mai fost la Păulești, am mai fost la Blejoi. Mm-hmm. Mai urmăresc. Adică așa, plăcerea de a mai vedea un meci de competiție. Dar vă spun că echipa care am avut-o la nivel de Liga 3-a, când nu m-a lăsat Neacostica Anghelache să promovez, în momentul ăsta defila în divizia B. Liniștit. Se bătea în primele două. Ai rămas așa cu un timp pentru Costica Anghelache? Nu, niciodată. Niciodată. Un maestru al... Niciodată. Neacostica și-a văzut interesul lui. A, fiecare cu... A fost el mai abil? Atunci, nu, că n-a fost mai abil pentru el. A fost mai abil pentru Brănești, că Brănești a promovat. Știu, nu, dar zic corect, că n-a fost. El a avut polul de interes al momentului. Da, asta a fost. Și poate, cred că a fost mai bine și pentru mine. Da, te băgai într-o... Da, într-o frișcă mult prea. Trecem de la Liga 4 la... Trecem prin Liga 3, unde n-avem nimic. Avem în zero. Adică din 1000 de echipe câte mergeam și vedeam zeci de meciuri pe lună, acum nu mai vedem niciun meci. Mi-aduc aminte că aveam 9 echipe. Este ireal. Deci ireal, nu se poate așa ceva. Dar în sfârșit, până unde credeți că va urca Fortuna? Iată o echipă de Liga a doua. O echipă care merge interesant. Fortuna este o echipă hibrid și nu mă interesează. E o echipă privată. Ar fi putut să fie în Prahova, ar fi putut să fie aici, la Ploiești. Dar nu e. S-a dus la Câmpina, are stadionul ei. Nu vă interesează. Nu.
Pentru că, posibil nu contest, mai ales că este privat, este pe banii omului, nu contest treaba asta, dar nu mă atrage nimic. Nu simt nimic pentru el. Adică au fost cele de la Câmpina. Corect. Da. Care era duceam, okay, fără nicio problemă. Da. Am fost la meciuri la Poiana, am fost la meciuri la Unirea Câmpina, am fost la meciuri de Liga 3, a 4, la Câmpina. Dar la Fortuna n-am fost niciodată. Păcat. Ia să dați o tură, să vedeți ce meci frumos să joacă acolo. Este vreun jucător de prin zonă? Nu. De asta nu mă duc. Mai sunteți în vreo comisie la AJF? Da, sunt președintele Comisiei Statutul Jucătorului. Pentru Statutul Jucătorului. Grea comisie. Da, dar dacă ți-o faci cu simț de răspundere, este foarte ușor. Sunt președintele acestei comisii de 4 ani de zile. N-am, da, asta am n-am avut contestată nicio decizie, niciodată. Cum este, cum considerați actuala structura AJF-ului, așa, ca să vorbiți în două cuvinte? Sincer vă spun, nici nu știu. În afara faptului că îl știu pe Silviu, președintele Asociației Județene, pe Titi Negoiță, vicepreședinte, unicul capitan, și cei care mai sunt acolo pe lângă, nu cunosc structura AJF-ului. Dar ei așa se mișcă, adică nu știu, că mai primesc și eu așa, mai trece pe la ureche, faptul că parcă nu mai sunt nemulțumirile anilor trecuți. Eu cred că și discuțiile pe care le-am avut în ultima perioadă, în ultimii 2 ani de zile, 3 ani de zile, au început să-și arate rodul în momentul ăsta. Uh-huh. Pentru că foarte multe situații tendențioase, cum le spune preța, așa, se creau datorită lipsei de comunicare. Uh-huh. Iar lipsa de comunicare se transforma de o anumită parte a celor din afara AJF-ului în acoperirea rufelor murdare. Ceea ce eu cred că nu era adevărat. Mm-hmm. Și v-am dat exemplu comisia la care lucrez, la care sunt eu în momentul ăsta. Până să preiau această comisie, nu cred că exista săptămână să nu iasă discuții, scandaluri, certuri pe jucători că au plecat, contestații venit. Din momentul în care eu am ajuns acolo și lucrez foarte bine cu cineva din cadrul asociației, domnul Radu, și cu Costel Lazar, nu s-a mai creat nimic. Nu a mai fost o contestație, niciodată. Adică, să admitem că și chestia aia pe care spune românul cu omul potrivit la locul potrivit este mega valabilă. Este clar, mai ales în aceste comisii care sunt direct în lucru cu oamenii. Cu oamenii, da. Și cu jucătorii, în primul rând. Pentru că, în general, așa termenul de comisie pe mine mă oripilează. Știi din ce cauză? Pentru că, uite, se întâmplă evenimente la modul Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal suspendă 16 etape un fotbalist, hop, după vreo câteva etape mai suspendă 16 etape pe unul și la Comisia de Recurs, următorul for, să trece cu buretele peste 16 pentru etape. Pentru că se discută după două regulamente. Și așa e normal? Nu. Păi, dar nu se știe de la bun început, sau cum? Nu se vrea să se știe de la bun început. Nu pot să cred. Ba, da. De ce? Pentru că așa este mai bine. Pentru cine? Pentru ei. A, pentru ei? Da. Păi stai puțin, ei nu sunt plătiți pentru binele fotbalului românesc? Eu n-am înțeles că sunt, niciodată n-am înțeles că ei sunt plătiți pentru binele lor acolo. Haideți. Nu fim George, dar am absurd să credem că se duce cineva să lucreze pentru binele fotbalului românesc, nu pentru binele buzunarului propriu. În primul rând, pentru binele buzunarului propriu, pentru că, vă spun, știți când s-ar lucra pentru binele fotbalului românesc? Nu. Când n-ar fi remunerați. Păi și dacă sunt? Păi dacă sunt, vor mai mult. Și de-aia se bat să ajungă acolo. Păi stai mai frate, a zis că dacă vamei și ciupesc în vama la tiruri și la asta pentru că nu au salarii mari. Le-a dat salarii de 8 ori mai mari. Și ciupesc mai abitir ca înainte.
Păi care e rațiunea? Că nu înțeleg. Există o rațiune, o discuție. Care? Da? Taie-le jumătate din salariu, să vezi, mai vin la servici? Da. Taie-le și cealaltă jumătate, mai vin la servici? Da. Pune-le taxă și o să vină la servici. De ce? Ești pagat excepțional. Da. Nu pot să cred așa ceva. Mai sunt probleme legate de disciplină? La nu știu. Nu știu. Nu știu, pentru că am și pus ședința de comisie în altă zi decât cele care ale sunt legate joia, de... Parcă, nu știu, voi veni noi, miercurea. Noi le avem joia, ei sunt miercurea. Miercurea, aha. Da, a, dar eu... ce mai auzi, așa? Păi știu că erau înainte niște, mamă, să luau foc de orice. Credeți-mă că nu vreau să... Nici nu vrei să mai auzi. Aud? Pentru că orice discuție se poartă, se înțelege prin o intervenție sau ceva. Nu mă interesează. Remanieri, întineriri, chestii de genul ăsta să mai, ar mai fi caz? Cine ar veni acolo? Eu asta întreb. Este foarte simplu. Toată lumea spunea de Titi Negoiță. Dom'le, nu mai dă nimeni la o parte pe Titi Negoiță. Ok. Da? Dar să vină cineva în locul lui. Să vină cineva să lucreze 2 luni de zile alături de Titi Negoiță. Să spună, dom'le, eu de 4 ani de zile nu iau un ban de la comisia aia. Mm-hmm. Da? Dar și de ce te duci? Pentru că am fost rugat să mă duc. Ah. Da? Și în momentul în care am fost rugat, acum 5 ani de zile, nu? Când, da? Da? Când a câștigat Silviu alegerile, i-am spus niște reguli după care eu vrei să joci? Vreau să joc. Mi le-a acceptat de la început. Da? A, și după aia ai considerat că este măcar moral să merg mai departe. Să mergi mai departe. Da, pentru că nu mă costă nimic. Pierd o jumătate de oră într-o zi de joi, asta o dată la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni. Da. Mm-hmm. Păi, da, uite, dar de cinci ani, util. Eu vă dau un exemplu. De 5 ani de zile, Silviu Crângașu nu m-a sunat o dată, da, președintele în funcție, sau altcineva din AJF, nu m-a sunat o dată să-mi spună, nu știi, aș vrea și eu să-l ajut pe ăla. Sau vezi cum faci, poate îi dai soluția așa. Exact. Le-am spus de la început că pe mine mă interesează, în primul rând, ca jucătorii să joace. Pe mine nu mă interesează ca un jucător să fie legat de un club și să nu joace. Da? Voi lupta ca jucătorul să devină liber când nu este plătit în permanență. Și voi da dreptate clubului atunci când de cele mai multe ori și învăț de fiecare dată când vin la comisie, jucătorii semnează fără să se uite. A, deci să și poate, în sfârșit. Se pare că sunt lucruri care câteodată erau tratate așa, am pasat, uite că acum nu mai este cazul. Ce părere ai despre performanța lui Vispești la mini-fotbal? Ai... câștigători. Lăsăm la o parte național. Asta, am văzut că 2 jucători, Bobi Rădulescu, fostul meu jucător, așa, și cu Bărăgan, au făcut parte din echipa națională care a câștigat campionatul european. Exact. Este un lucru foarte bun. Ei sunt câștigătorii Supercupei României. României, da, am văzut, am urmărit. Ai urmărit știrile? Da, am urmărit și meciurile, și meciurile care au fost date pe, exact, pe sport.ro. Da. Tensiune multă, patimă multă, plăcere... Este tot fotbal. E tot fotbal, da. Că este mini sau că e Banksy, este tot fotbal. E tot fotbal. Știți foarte bine că și fotbalul jucat în curtea școlii... E tot fotbal. Năștea pasiuni de ne învinețeam gleznele. Da, pe vremea când se mai făcea din dragoste, acum nu se mai face din dragoste, adică eu văd copiii la sport, adică vor să meargă, de exemplu, să joace, eu stau undeva în fața liceului Caragiale, cum ar veni la linia de tramvai, fiind foarte sus poziționat ca și altitudine la etaj mare, îi văd cum vor să ducă să joace fotbal și cum nu sunt lăsați. Mie mi se pare asta o tristețe. Da. Nu îmi vine să cred. Și da, situația cu împărțitul terenului în două de un gard, că nu știu cine a câștigat. Da, măi, frate, tot la Caragiale, că da, vorbim despre același. Știu că acolo, în perioada aia, a fost Fimi la liceu. Nu pot să cred așa ceva. Deci nu, eu recunosc că în momentul ăla am venea să chem pe cei cu buldo, excavatorul de la mine, să intru, să le dărâm tot de acolo. Da, e aberant. Când iei plăcerea și spațiul unor copii. Noi, aia sunt oameni care nu știu ce înseamnă să crească un copil. Da? Cum comentezi prestația lui Răzvan Burleanu în fruntea Federației Române de Fotbal? Eu, sincer, nu-l cunosc foarte îndeaproape pe
pe președintele actualei conducerea Federației. Da. Eu cred că este cazul să-l lăsăm totuși să vedem dacă păi face. Frate, dar să mișcă cu viteza a doua. Trebuie să țineți cont că nu a fost lăsat nimeni să învețe din federația ca să poată să ducă mai departe locul lui Mircea Sandu. Acolo era o castă, este o castă. Cred că și acum, posibil să fie și acum o castă. Rămășiță. Rămășiță, da? Să știți că este foarte greu să te duci într-o societate nou venit, să încerci și să începi să schimbi radical totul, da? Și să fii lăsat. Chiar de funcționarași, chiar de... Credeți cumva că toate datele alea care se scurg, sunt date așa, sunt scăpate? Nu, sunt date intenționat. Eu cred că era cazul să președintele Federației Române de Fotbal să fie schimbat. Bun. Dom'le, ăla asta mai mult decât Ceaușescu, ce dracu, hai să fim serioși. Corect. Da? Trebuia schimbat. Corect. Da? Și cine să fie? Păi dacă ăsta candidat, ce să facă? Bun. Discurs excepțional, mi-a plăcut foarte mult ceea ce spunea acolo. Și cred, adică nimic nu mă face să înțeleg că se urmărește ceva, văd că arbitrajele sunt mai proaste decât înainte, dar nu din cauza, că eu cred că arbitrajele nu sunt din cauza președintelui Federației. Eu nu pot să cred că se duce actualul președinte Burleanu să-i spună lui Cristi Balaș, bă, ia, lucrează pe cei de la Petrolul. Că ce? Da? Când eu știu că Burleanu are amici pe aici prin Ploiești. Da? Sau nu pot să cred că se duce să spună, bă, ajută-i pe Steaua sau ajută-i pe Târgu Mureș. De ce? Adică, care ar fi scopul? Să ajuți o echipă sau cealaltă? Și totuși, de ce se întâmplă? Acolo sunt jocurile celor de jos. Alte jocuri. Da, sunt jocurile celor mai de jos. Dar știi că ăsta dinamitează, fără niciun fel de problemă, dinamitează la vârf. Scaunul tău, da, corect, asta e adevărat. Păi și atunci nu pot să mă impun și eu? Păi el a încercat, cum cred, a încercat cum, aducându-l pe Vasară? Aducându-l pe Vasară. Păi, Cristi, noi ne cunoaștem de atâta timp. Da? Te rog frumos, dă-mi un nume în momentul ăsta pe care să-l pui președinte la Comisia Centrală a Arbitrilor. Da, inclusiv pentru faptul că mă gândesc că e o problemă. Bine, mă aduc unul de afară, sunt de acord cu tine. Dar nu l-aduc pe unul din sfera de influență a lui Mircea Sandu, mă. Poate pe ăsta l-a găsit în prima fază. Da? Bine, mă, s-a terminat, gata, s-a dus prima fază. Păi, posibil să-l schimbe iarnă, din ce am înțeles, că sunt niște discuții. Și îl lasă cu el, pe lângă el, cu deacul, cu copilul ăsta, cu cazul Bricheta, în sfârșit. Deaconul. Cu deaconul, deaconul. Da, deaconul. Păi îl lasă pe lângă el, pe deaconul, care și ăla e subordonat, tot la fel. Păi nu știu, zici că sunt făcute... Și, încă o dată îți repet, și cine... Dă-mi un nume pe care ar fi trebuit să-l țină ăla pe aproape. Pe Balaș? Pe Balaș. Da, de ce? Păi nu știu, îmi inspiră mie. Sunt alte... A, sunt și la ăla. Înseamnă că toți sunt legați. Păi în momentul în care apare în funcție, apar și partea adversă care spune despre el ce se... Știi că am spus și... Dar de ce crezi că Cristi Balaș ne lucrează pe noi Petrolul? Cum să spun? Am impresia, na. Ce să zic? Nu a fost niciodată. Sau pentru că n-a fost gol la media și că sau n-a văzut nimeni, că n-a fost inclusiv televiziunile, nimeni și el a dat gol. Știi? Sau ăsta care ne-a furat aici pe DNA... Colțescu. Îmbolnăvit de nervi. Cu CFR Cluj. Da. Deci cum să zice că nu făcea, mai facem bine niciodată? Nu. Nu făcea Colțescu... Cum nu? Nu. Făcea. Este foarte, foarte greu. Deci deja eu încep să dezarmez. Încep să dezarmez. Mai avem câteva minute și trebuie să vorbim și despre echipa campioană a României. Am făcut destule emisiuni despre tot fenomenul basketbalistic și mi se pare normal să fie așa câte vreme Ploieștiul pe lângă fotbal, iată că mai are și handbal, mai are și basket și încă nu orice fel de echipă, CSOA Soft, o echipă în care și băiatul tău joacă, în care este
la 23 de ani unul dintre una dintre cele mai mari promisiuni. Am vorbit și cu Dado Arnautović și mi-a spus că există o alternativă ca în maximorul un an de zile să-l vedem meci de meci pe teren pe Vlad. Ce crezi că îi lipsește lui în momentul de față? Lui Vlad îi lipsește cel puțin 4-5 ani de zile de juniorat. Ops. La basket. Uh-huh. Deci trebuie să țineți cont că Vlad s-a apucat de basket la 18 ani. Da, extraordinar de târziu, da. Sigur că da. Și că a dus-o 5 ani. La 18 ani, ani sunt, crescând printre... sunt colegi de-ai lui de la echipa națională universitară care aveau 7-8 ani de zile de basket înainte. Adică mii de meciuri. Da. Nu știu dacă mii de meciuri, dar niște oricum, sute de meciuri, 100%. Sute de meciuri, m-am exagerat eu. Da. Mii de antrenamente. El ce are? El are o talie impresionantă. El are undeva la 2 metri și vreo 4 cm. Da, dacă ține minte. 2,04. 2,04. Da. Are o forță crescută. Sare, am văzut că stă foarte, bine cu mușchii. Sare foarte bine. Ăsta ar fi un plus. Și în ultima perioadă am văzut că a crescut procentajul foarte mult la aruncările de 3 puncte. Și contează mult. Foarte mult. E la mai mult și 4, pentru încredere la 4, da. La poziția 4 contează foarte mult. Din punctul tău de vedere, nu transmiți niciun fel de mesaj, nu nimic. Vorbim doar între noi. Spune-mi și mie, consider că ar trebui să joace mai mult într-o altă echipă în care să joace meci de meci? Așa ar fi corect? Să știți că toată lumea îmi pune întrebarea asta. A, eu n-am Niciodată nu am am influențat hotărârile lui. Sunt convins lui, de treaba asta, ar fi culme. Ale lui pot să le influențez. Da, eu pot să le influențez, dar nu am încercat niciodată. Bun. Și l-am lăsat să-și aleagă pași în carieră așa cum a vrut el. Este adevărat că singurul lucru care i l-am spus este că mult, având experiența necesară în sport, mult mai mult înveți și din antrenamente de la jucători. Cu ăștia mari? Nu, de la jucători de o calitate extraordinară, uh-huh, decât să fii într-o echipă de Pluton. Uh-huh. Clar, fără discuție. Na. Una este antrenez cu Brown și cu Lee și cu... Clar, deci, mai că îi vă spui, că deci eu vă spun că în momentul ăsta Asesoft are un grup de jucători străini extraordinari. Și cum n-a fost niciodată până acum. N-a fost niciodată. Da. Și ca oameni, și ca și calitate umană, și ca da? Și calitate a jucătorului. Da, sunt oameni care urmăresc, nu știu, eu tot timpul mie mi-a plăcut cum s-a făcut alegerea asta a basketbaliștilor de la an la an. Intratul ăsta prin campuri, deplasarea asta și spionatul ăsta, urmăritul ăsta, care... Nu e ușor. Să știți că, în primul rând, ca un jucător să vină la echipa ta, trebuie să ai un nume. În primul rând, da. Acum. Să știți că nu vine jucător de NBA la... Timba Timișoara, care n-a avut niciun rezultat. Vine la 9 ani de câștigat trofee. 9 ani de câștigat trofeu internațional, jucat în Eurocup, în Challenge. Și acum în Eurocup. Da. Adică perspectivă oricum de a juca meciuri grele. Exact. Și acum perspectivă de calificare în primele 32 de echipe din Europa la Eurocup. Pare a fi un vis extrem de frumos. Da. Ar fi cam ultima întrebare a emisiunii. Tu consider că echipa se poate califica? Adică, din acest moment, practic ar mai trebui să mai, după calculele pe care le-am făcut eu, partea pozitivă este că ai putea să câștigi un meci și să mergi în da, un meci și să nu pierzi la mai mult de 9 puncte la Hapoel. La Hapoel. Eu cred că putem să câștigăm meciul de mâine. Mâine la 19:30. La 7, urma să spun eu. Este meci cu Banvit. Un meci extraordinar de greu. Foarte o formație greu, fantastic foarte de grea care se mobilizează fantastic cu de un mult. Cu un jucător care câștigă cât, toate bugetul, echipele cât bugetul echipelor. Ai fost în Turcia? Nu, în Turcia n-am fost. În Turcia n-am fost. Cred că ne vom califica. Da? Cred că ne vom califica. Hai să facem pasul de mâine ca să nu mai tremurăm atât. Da,
Pe mine m-ar încânta foarte tare dacă s-ar face pasul de mâine, pentru că ai mult mai multe variante atunci. Corect. Odată cu terminată treaba asta, da, variantele, într-adevăr, cresc. Da, și scad celorlalte două care se bat pentru... locurile, pentru locul 4. Pentru că mâine, să nu uităm că este un meci foarte important, Partizan cu Hapoel. Da, în care una din două... Una pierde. Parcă ar trebui să spună la revedere. Da, una, clar, nu mai există varianta. Nu știu ce mă face să cred că o să câștige Partizan. Și eu la fel cred. Sau... una e să vrem și... Sincer vă spun, varianta optimistă pentru noi ar fi să câștige Hapoelul. Hapoelul. Uh-huh. Da? Să câștige Hapoelul. Pentru că... ar juca mai puțin... Da, îți vine ultima etapă, Partizanul aici, dar eu cred că va câștiga. Mai ales că acum și-a adus un jucător poziția 2-3 din NBA, uh-huh. Partizanul. Mama, ai început să le înveți, frate, vorbește, acum ești în termen de basket, clar, fără discuție. Știți că mi-a plăcut basketul, mi-a plăcut și mi-a plăcut sportul în general. Mie îmi place echipa care o construiesc acum la CSM, la handball, și la fete și la băieți. Uh-huh. Da, băieții văd că sunt pe primul loc și au șanse să promoveze. Fetele sunt acolo și ca să intre în play-off. Da, și mă bucură foarte tare numirea în funcția de președinte la CSM, de director. Alu Cristinică. Da, că tu ai lucrat cu el, tu știi despre cum e. Ne cunoaștem foarte, foarte bine. Un băiat ok. Ok. Gata, timp alocat emisiunea la sfârșit. Vreau să-i mulțumesc lui George pentru prezența în emisiune. O emisiune în care am avut multe subiecte și mi-a plăcut, adică a avut o cursivitate, este și logic câtă vreme sunt oameni care sunt pregătiți și care știu să vorbească, să-i dau întâlnire și altă dată în cazul în care m-a mai dori, probabil pe la undeva în jurul Paștelui, când vom avea destule vorbe și despre petrolul și despre o eventuală... Mi-aș dori să mă chemați în momentul în care petrolul va juca finala Cupei României și când se va bate pentru câștigarea. Înainte sau după? Nu contează. Nu, că eu zic că la anul. Tu zici că mai târziu. Nu știu ce mă faci să cred. Ești cam pesimist așa. Da. Da, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție și în numele lui George Negoițescu, o seară bună, la revedere!